Iotef creștin cu carte se trecea în gluma lui, vrând să dea la o parte chiar pe servul Domnului. Dar Ioan în față îi spune, tinere prea mizeros, tu nu ai înțelepciune, sfântă Duhul Teofolos. Domnul ne-a vorbit, știi bine, se iubește în chip de plin, însă vai, El nu-i în tine dacă ești de ceapă plin. Dacă zici că îți place ruga și cuvântul lucrător, nu-i trata pe sfinți cu fuga de nevoia vieților. Mulți în toate vor iubirea și nu vorbe mari și atât, vor pe cea linte firea ce din cuia cu curând. Eu trec, privind cu fală, spre apostolul bătrân, îi vorbi această școală, o cunosc, eu rămân. Să rămân aici în turmă și să fiu păstor curat, vom vedea noi toți pe urmă cine e cel vinovat. Adunarea se dezbină, vreo câțiva se duc cu el, însă cei mai mulți se înclină spre Ioan, lângă el. El apostolul iubirii, lesuiește ușurat, prins divin al nemuririi, slavă ție niciodat. Tu ai rostit o judecată, depărtând pe cel viclean, ca mireasa ta curată se ajungă la divan. Și apoi Ioan așterne, către gaiul cel iubit, spatele vii din slăve eterne, nu urma pe cel iubit. Diotref nu vrea să știe, nici de mine, nici de sfinți, îi sfidează cu trufie, cu duclacul de arginți. El acela ce se încrede, bizuindu-se mereu, pe înțelepciunea lui cea multă, însă fără Dumnezeu. Eu îmi se aduc aminte de ale curii răutăți, ce-au însămut ascultă și ale vedeți. El apasă adunarea și stăpân se crede în ea, iar în ochii lui mustrarea nu e dreaptă și nu vrea. El a scuns pe mulți afară, dintre ucenicii buni, socotindu-i cu povară prin prea multe misiuni. Nu puteți vesti cuvântul lui Iisus numai aici, să cutreierați pământul, a zis el spre ucenici, dar nici pe alții nimeni mai lasă, ca să-i primească pe străini, ca tu să deschizi a ta inimă pentru acel Iisus plin. Fă deci bine într-una, ca să fii bine văzut de cel ce-ți va da cu luna, potrivit cu ce-ai făcut. Și de atunci atent să adună, vine un curând din nou, al acelui ce spune că am fost și că e rău. De o trebuie scris cu fală în cuvântul celui viu. Însă bani, cu un trist răbune, când el vrea să-și facă lucrurile de un trist pustiu. Când îi calcă în picioare, pe apostoli speriți, și apoi se înalță în soare, pe toți sfinți închipuiți. Cei ce vor în deietate, dar să-i muște nu-i prea poți, sunt pentru eternitate și al lui Diotref nepoți. Ești verificat de bine, ești smerit, cât ești de sus. Lași în fața ta o pricine, atunci da, ești cu Iisus. Dacă nu primești mustrarea și vrei locul în cele din tâi, să-i greșit, să știi cărarea și cu Diotref rămâi. Amin.